Pentru că nu tot ce este pe internet este și adevărat, de aceea îmi place să verific și m-am hotărât să verific aceste carafe. Am văzut că că filtrează foarte bine și m-am gândit să verific și eu și să vă arăt și vouă cum iese Coca-Cola filtrată prin aceste două carafe. Vedem rezultatul, e acesta, dar cum am procedat, puteți să mă urmăriți aici în acest videoclip și rezultatul putem să tragem concluzie fiecare cam care este adevărata eficiența a acestor carafe. M-am uitat pe internet și am văzut un filmuleț cum au filtrat suc prin filtru de apă pentru o carafă din asta. Sistemul funcționează la fel și cu această carafă. Noi folosim amândouă pentru că asta o folosim în bucătărie, cât timp sunt în bucătărie și asta o ducem în dormitor să avem seara, noaptea, să o avem la îndemână să putem bea apă, că este foarte calcaroasă aici. Și m-am gândit să încerc și eu acest experiment, oricum am un filtru de schimb pentru această carafă, deci filtrul încă este bun, n-ar necesita schimbarea, dar sunt curioasă cum funcționează dacă pun suc în carafă, cum mi-o filtrează. Și să vedem. Să vedem cum mă descurc eu cu mâna. Așa. Să deschid și sticla de suc. Așa. Am reușit. Să torn, nu este apă, nu este nimic, este goală. Este un filtru care este acolo jos, o pastiluță care filtrează apa. Astea sunt discurile pentru această carafă de apă. Și acum vreau să torn din sticla de suc, de cola. Și să vedem cum mi-o filtrează. Nu filtrează, dar nu chiar de tot cum am văzut pe internet. Deci o filtrează, dar sunt curioasă cât e de dulce. Acum totuși, parcă nu e mai așa închisă la culoare. Și să vedem la gust cum e. Eu nu beau suc. De la copii m-am împrumutat de această sticlă, că mie nu-mi placă, mi se pare că sunt foarte dulci și eu cu soțul chiar nu consumam suc. Pot să zic deloc. Apa de la robinet și mai punem lămâie în ea. Asta e pentru noi. Este cel mai bun. Deci nu e exact cum a fost în filmare. Bine că a fost făcută cu această carafă, dar acum este plină cu apă și după ce o să bem apa din ea, o să încerc și să filtrez prin acel filtru. Este drept și mai mare, dar principiul e același. Și o să încerc să-l filtrez prin aia. Deci, prin această carafă, cam asta e rezultatul. Să golesc în pahar, să vedem și la gust care este diferența. Ia să vedem. Parcă e suc de la dozator.
E un pic de diferență, parcă totuși nu e așa de dulce, dar cam tot aceeași consistență are. Și gustul în mâine mi-e sifonat și e la fel de dulce. Deci prin această carafă nu e ceea ce am văzut, dar o să încerc și prin această carafă. Am golit acum această carafă. Cu astfel de carafă a fost făcut experimentul și vreau să mă documentez și eu dacă se filtrează. Deci am luat suc Coca-Cola, pun în filtru și să vedem cum filtrează aceasta. Deci totuși filtrul ăsta este mult mai bun și parcă și culoarea scoate din el. Deci filtrele astea sunt mult mai bune, nu scoate culoarea chiar de tot, dar acum să vedem dulceața din suc și deci e mai bună carafa asta, după cum se vede, dar să și gustăm. Voi ce părere aveți? Mi se pare că un pic că e mai filtrată. Da, se poate spune că e mai filtrată prin carafa asta la alta. Ia să și gustăm. Așa. Da, într-adevăr, parcă e o apă chioră cu o umbră de suc. Deci, într-adevăr, filtrul acela din carafa mare este mult mai eficient decât carafa mică. No, cu un drum m-am convins și eu că care filtru este mai bun. Dar asta a fost doar pentru mine și m-am gândit ca să vă arăt și vouă. Deci părerea mea e că carafa asta, filtrul de la carafa asta e mult mai eficient decât filtrul de la carafa asta. Oricum la băut apă, deci la apă, mi se pare la fel de bune, pentru că aici este apa foarte sălcie și foarte calcaroasă și gustul la apă îl are la fel, indiferent prin ce filtru o scot. Dar cred că asta este mai compactă, mai bine filtrează. Atât am vrut să vă arăt și vouă.